care ar trebui remodificate. Dar, mă întrerup pe mine, de fapt, îl ascultăm pe Marcel Ciolacu, cu ședință de guvern acum. Este cel mai important pachet economic de susținere a economiei, de circa 2 miliarde de euro, axat pe trei piloni principali. Primul este schema de sprijin pentru investiții strategice în industria de prelucrare, cu un buget de 500 de milioane de euro. Acordăm facilități fiscale investitorilor de peste 150 de milioane de euro și, cum este normal, se vor crea sute de locuri de muncă în regiuni unde PIB-ul pe locuitor este sub media națională. Al doilea pilon este Programul Național de Sprijin pentru Marea Industrie din România. Este o schemă de ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru marile companii. Vom primi un sprijin de până la 100 de milioane de euro per beneficiar. Acele companii ce derulează investiții capabile să reducă emisiile directe de gaze cu efect de seră, respectiv consumul de energie. Sursa de finanțare este din vânzarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon. A treia componentă a planului înseamnă o schemă de ajutor de stat de 250 de milioane de euro pentru companii care propun investiții în producția de materie primă industrială. Exemple, țevi, profile, bare, aluminiu sau cupru. Simultan, facem și o rectificare bugetară bazată pe un plus de venituri bugetare care susțin investiții în patru domenii esențiale. Sănătate, educație, transporturi și dezvoltare. Dezvoltarea țării prin investiții mari în autostrăzi, școli și spitale este de fapt calea sigură pentru că România să aibă o creștere economică importantă în următorii ani. Evident, continuăm să reducem cheltuielile publice inutile. Deficitul bugetar trebuie să fie exclusiv unul generat de investiții, nu pe risipă de achiziții inutile. Tot astăzi venim cu noi măsuri pentru a răsplăti și încuraja performanța școlară. Acordăm astfel un stimulent financiar elevilor care au obținut nota 10 la examenele de absolvire al învățământului gimnazial și liceal în acest an. Absolvenții clasei a 8-a cu 10 la evaluarea națională din acest an primesc câte 2.000 de lei, iar celor cu media 10 la bacalaureat le acordăm câte 5.000 de lei. Cred că este un gest firesc de apreciere a performanței școlare, principiu pe care îl punem la baza sistemului public de educație. Asigurăm finanțări și pentru investiții verzi în energie și mai ales transport. Am discutat această temă a dezvoltării transportului public în întâlnirea avută ieri cu primarul capitalei și primarii de sector. Și vom continua să discutăm regulat, pentru că așa e firesc. Avem un împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare de 600 de milioane de euro. Sunt bani pentru investiții în energie regenerabilă și transport, inclusiv parteneriat public-privat. Astfel, așteptăm proiectele, mai ales cele de la capitala României. Mulțumesc mult!